Lider, ia vezi. Avem un joc. Mă duc eu. În acest bol aveți mai multe bilete cu întrebări. Veți extrage rând pe rând câte două bilete fiecare, în funcție de culori, după cum urmează. Veți răspunde la întrebări pe canapeaua din fața televizorului. Fiți sincere și justificați-vă răspunsurile. În acest bol aveți mai multe bilete cu întrebări. Veți extrage rând pe rând câte două bilete, fiecare în funcție de culori, da? După cum urmează. Ionuț, albastru. Stai, mă, stai, nu, mă, n-am ce putut încă. Dă-o în ele așa, să vedem dacă-s două, mă. Dă-o, mă, rămân, rămân. Nu avem deja culorile. Uita, mă. Deci, Ionuț albastru, Robert mov, Radu portocaliu, Marinel verde deschis, Alexandru roșu, Andrei verde închis, Patrick galben și Laurențiu crem. Veți răspunde la întrebări pe canapeaua din fața televizorului. Fiți sinceri și justificați-vă răspunsurile. Dacă despre voi, pregătiți-vă, că sunt foarte rea. Bine, hai, să vedem. Mă, la locul. Păi, mă, oameni buni, canapeaua asta ar trebui să fie liberă. Da? Bine. Da. Păi și unde suntem așa? Nu știu, prin casă. Păi de ce ar trebui să fie liber? Ce legătură are? Ca să bârfim. Hai, bun, răspund. La omul trebuie să-l dea aceeași culoare, nu? Nu. Nu? A, așa. Da. Trebuie să fie pe rând. Toată lumea a luat-o. Păi rând pe rând. Păi rând pe rând. A, nu puteți să ne gândim. Așa. Ce impresie ți-ar plăcea să... Nu. Cu ce impresie ți-ar plăcea să rămână băieții care te-au cunoscut? Că ești cea mai inteligentă fată din viața lor sau cea mai frumoasă fată din viața lor? Mai da, să ambele. Așa trebuie să-i cred, da, cred, da, că e mai valoros să rămână cu... Mamă, zici că sunteți niște gâște, serios. Păi aveți răbdare. Deci, considerând faptul că frumusețea este trecătoare, cred că ar fi mai bine să rămână că sunt cea mai inteligentă fată din viața lor. Cred că e mai fain așa. Că na, fete frumoase sunt multe. Da. Asta sigur. Așa. Mai departe. Dacă mâine ai părăsi casa iubirii... Dacă mâine ai părăsi casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi în memoria tuturor? Fata care întotdeauna are ultimul cuvânt de spus sau fata pentru care s-au înscris cei mai mulți băieți? Au, dar ce, e adevărat că s-au înscris cei mai mulți băieți pentru mine? Ioi, tu l-ai, Doamne! Haideți, fii fata cu ultimul cuvânt. Tâși! Mamă! Dacă mâine ai părăsit casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi în memoria tuturor? Băiatul care a plâns la fiecare despărțire, după aceeași fată, notă, nu dăm nume, sau că Ionuț, ghinionist în dragoste? Sincer, ghinionist în dragoste nu am fost, pentru că am avut fel și fel de trăire aici în casă. Consider că sentimentele mele arătate m-au definit pe mine și cred că, da, pot să-mi asum și faptul că am plâns la fiecare despărțire, pentru că am simțit. Și pentru că a fost ceva curat și frumos. Așa că aleg partea cu băiatul care a plâns la fiecare despărțire. Ghinionist nu sunt. Dacă am făcut așa, am avut trei gagici aici. Am băgat eu acum ceva. Dacă mâine ai părăsi casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi în memoria tuturor? Concurenta de care se tem toate fetele, ca să nu-l cucerească pe Patrick, sau războinica casei? Uf! Nu mi-aș fi dorit ca toate fetele să aibă frică careva. Deci, și tot războinica casei, da. Și dacă vă temeți, îmi cer scuze. Cu ce impresie ți-ar plăcea să rămână băieții pe care te-au cunoscut? Cu cea mai sufletistă fată din casă sau ca femeia pe care și-ar dori-o mama copiilor lor? Nu cred că trebuie să mă vadă toți femeia, mama copiilor lor, probabil cea mai sufletistă fată din casă. Cu ce impresie ți-ar plăcea să rămână fetele care te-au cunoscut? Că ești băiat cu cei mai frumoși ochi albaștri din viața lor sau că ești băiatul care vorbește non-stop, care întotdeauna are ceva de spus? Cu ambele. Nu. Poți alege și doar răspunsul. Nu, alege unul, Robert. Trebuie să aleg doar unul. Cu băiatul care vorbește non-stop, care întotdeauna are ceva de spus.
Dacă mâine ai părăsi casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi memoria tuturor? Singur împotriva tuturor sau deținătorul celor mai multe cecuri de favorit? Deținătorul celor mai multe trofeuri, cecuri de favorit. Cu ce impresie ți-ar plăcea să rămână băieții care te-au cunoscut? Fata cu cel mai frumos zâmbet din viața lor sau fata cu cei mai frumoși ochi din viața lor? Eu mi-aș dori să rămân fata cu cei mai frumoși ochi din viața lor. Ochii, okay, niciodată nu mint. Da. Mintea sufletului. Dacă mâine ai părăsi casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi în memoria tuturor? Ca fata care i-a spus Radu, te iubesc? Sau fata care l-a cumințit pe Radu? Te iubesc, a zis la mai multe. Da. Dar numai una l-a cumințit. E ceva special, deci fata care l-a cumințit pe Radu. Wow! Atunci e foarte deranjată de situație și o înțeleg pe partea. Tu ai ieșit, ea știi cum odată. Și așa și se înțelege și așa o să înțeleagă toată lumea, pentru că tu n-ai fost clară. Ea, da, de înțeles că tu ai scos-o la un suc ca să afle mai multe informații despre ea. Nu, și asta nu mi se pare normal. Da, fată, dar când tu ai fost vreodată fals sau să dai un suc cuiva ca să afle informații? Las-o să creadă și vrea, nu mă interesează. Așa se înțelege, așa pare. Tu așa ai spus, țineți dușmanul mai departe, cum ai spus, dușmanul aproape sau chestii din astea. Nu, eu însu am accentuat. Dar ce, ia-ți dușman? Tu nu ai cu dânsa concurență. Eu nu înțeleg de unde comportamentul ăsta tău. Nu te înțeleg, ești prea, prea. Tu nu ești deloc dușmanoasă, de asta și zic. Dar ținând cont de situația care a fost ieri. Fată, îți dă o chestie. Ea a făcut un lucru minor, complot la ceea ce ai spus tu. Tu i-ai spus că a postat poza ca o provocare sau chestii din astea. Ok. Dar tu i-ai băgat acolo 5-6 chestii. 5-6 că e falsă, că e pentru emisiune, păi că o să-și bată joc de băieți, că tu ai spus acolo atât de multe. Când tu puteai pur și simplu și ușor să-i spui în față, mă, m-a deranjat de poza aia. Eu până mi-am dat seama ce te-ai deranjat pe tine, am înnebunit eu, lângă tine acolo. Și dai și din casă. Cu ce impresie ți-ar plăcea să rămână băieții care te-au cunoscut? Fata cu corp de fotomodel din viața lor sau fata care întotdeauna a știut ce vrea? Bineînțeles că fata care întotdeauna a știut ce vrea. De ce? Pentru că așa zic eu, direct cu corp de fotomodel mai sunt pe aici. Tu, de exemplu. Da, unde e la 1.65? Ei. Hai, vai, 1. Asta când văd mâine părăsești casa iubirii, mă doare capul. Nu te apucai de plâns. Nu știu ce să... Dacă mâine părăsi casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi în memoria tuturor? Fata care plânge în fiecare gală de frică să nu plece acasă sau fata care a avut cele mai multe conflicte? Clar. Nu fata care a avut cele mai multe conflicte. Acum că a plâns în fiecare gală, da, cred că asta. Dacă mâine ai părăsi casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi memoria tuturor? Că ești băiatul pentru care s-au înscris cele mai multe fete sau că ești băiatul care a cerut cele mai multe fete de iubită? Mamă! Asta a doua. A doua? Nu, mă, prima ești nebun. Prima, da. Cu ce impresie ți-ar plăcea să rămână fetele care te-au cunoscut? Că ești băiatul cel mai asturzit, cu cel mai asturzitor râs? Că ești băiatul cu cel mai dulce sărut? Cum? Stai un pic, cum? Cum e a doua? Cu râsul și? Că ești băiatul cu cel mai asturzitor râs sau că ești băiatul cu cel mai dulce sărut? Cel mai dulce sărut? Bag-o pe a doua. Las, ok. Râsul. A doua, normal a doua. Peștișori. Normal pe tine se deranjează pe mine. Tot m-ar fi deranjat dacă chiar nici măcar nu eram într-o relație, m-ar fi deranjat. Că îmi place băiatul ăla și ea să posteze chestii din astea. Dar modul în care tu l-ai spus. Ok. Eu și-o lua poziția asta, că bun, eu nu mă implic, eu stau, că eu aștept chestii de la început. Da. Dar când am întrebat-o cu cine a dansat, noi eram într-un cuplu. E adevărat sau nu? Zic, da? Nu. Da. E adevărat? Da. Și el întreabă când a zis, nu-ți place de mine? Nu? Și el zice, la plăcere până la... Cum a zis el?
de la simpatie până la plăcere, mm-hmm, e cale lungă, da, știi? Da, da. El a fost destul de, na, destul de ok vorbi cu dansa, știi? Pe când eu zic că el o strâns-o de mână, o strâns-o de la talie, chestii din astea, știi? Să-i induc deci răutăți și așa mai departe. Că ea, în cuvinte, a zis una, dar în fapt a făcut altă. Da. Dacă mâine ai părăsi casa iubirii, cum ți-ar plăcea să rămâi în memoria tuturor? Fata care i s-a încercat să îi se fure cei mai mulți pupici sau fata care are cele mai multe cerințe la cameră? Evident că fata care i s-a încercat să îi se fure cei mai mulți pupici. Andrei. De la o singură persoană ne trebuia să menționați. Cu ce impresie ți-ar plăcea să rămână băieții care te-au cunoscut? Cea mai bună șoferiță din viața lor sau cea mai amuzantă iubită pe care au avut-o? E șoferiță, Emma? E șoferiță? Da. Dar am mai zis-o de multe ori. E cursă lungă. Cu Duba. Cele mai lungi curse.